Răsturnare de situații în coaliția de guvernare, după ce inițial s-a opus, PNL este de acord ca reducerea facturilor la curent să fie calculată în funcție de consumul actual și nu cel din 2021. Mergem chiar acum, doamnelor și domnilor, la colegul nostru, Vasile Marcu. Vasile, bună seara, așadar, schimbare de optică din partea celor de la PNL. Exact, dacă până acum susțineau că calculul facturilor la energie pentru populație ar trebui să se facă pe baza unei medii lunare pe ultimii 3 ani în fiecare lună, spre exemplu luna septembrie din 2021, din 2020 și din 2019 o medie, acum au venit la soluția social-democraților, care spuneau că de fapt plafonarea la factură trebuie să se facă la luna curentă, însemnând spre exemplu luna septembrie din 2022 și nu pe baza unei medii a anului trecut, așa cum prevede ordonanța de urgență. Aici au ajuns la această concluzie după ce au discutat și cu specialiștii în energie și după ce s-au convins până la urmă că inclusiv distribuitorii de energie pot face acest calcul și pot trimite facturi curente fără întârziere dacă ar aplica această metodă, pentru că până acum exista o problemă, spuneau inclusiv cei de la ANRE, că n-ar fi posibil să vină atât de repede distribuitorii cu facturile către consumatorii finali dacă s-ar face plafonarea la luna curentă, însă, repet, iată, după discuțiile din ultimele zile, au ajuns cu toții la această concluzie și cel mai probabil săptămâna viitoare în Senat, pentru că acolo este proiectul de modificare a ordonanței de urgență, s-ar putea întâmpla la acest lucru să fie modificat și astfel încât facturarea să se facă la luna și plafonarea să se facă la luna curentă și nu la media consumului pe anul trecut, cum e acum în ordonanță sau cum își doreau liberalii pe o medie a lunilor din ultimii 3 ani.